Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul meu, Sâmbata. Eu, la vila mea, de dimineața am venit aici de dimineața, am muncit un pic, acum la mine coffee time, bem cafea, facem un pic pauza și pe urmă vă arăt ce noi am făcut, ce a făcut mămica cu băiatul toată săptămâna și ce fac eu acum. Hai de capul meu! Dar asta e viața frumoasă. Suntem aici ca la sala de sport. Facem mișcare. Dimăcica, mama, na cofe. Бабуля, я уже тебе налила кофе. Сивой. Турнац кофе. Ши. Куной. La treabă. Eu fac și vă uitați. Așa. Și atât de cald soare, păsările, raiul pe pământ, aici. Rai aici, pe pământ. Și facem aici micul raiul nostru. Eu cred că încet, încet, cu ajutarea lui Dumnezeu și cu fierea lui soțul, facem încet și încet și aici. Astăzi fără microfon și nu prea aud, da? Vorbesc mai tare. Haideți, mergem și vă arăt ce a ieșit săptămâna asta. Așa. Băiatul a început cu și taie tot ce a curățat, toate pomii ce a curățat. Marian și pastrăm pentru grătar, pentru foc, pastrăm și lemnele astea. Da, aici, aduceți aminte cât gunoi a fost, nu mai este, a venit tractorul și soțul a curățat. În spațiu, tot așa frumos, închid garaj. Uitați-vă! Și în spate, deja aranjată și frumos, ai dat jos pirdeaua aia. Da? Uitați-vă, și în spate. Încet, încet facem și noi aici. Da? Deja mai luminoasă aici. Dă-ți seama ce terasă frumoasă iasă. Toate clădirile veche renovăm, facem frumos sau dăm jos. Vedem, vedem. Acum intră o idee, mâine altă idee. Nu vreau zic acum nimic. Facem tot pe timpul, când vine timpul. Da? Ghioceii mei deja. Astăzi, ce dată astăzi? A? 24. 24 februarie. Afară cald. 15-16 grade. E primăvară. Și ghioceii mei și gata. Mai este câteva. Acolo frumos, uitați-vă. Foarte frumos. Uitați-vă. Cu ghiocei. Mie îmi place ghiocei. Eu, când scoatem de la aici, ca soțul vrea fac intrare în garaj din beton, da? Eu scot aici și pun fiecare colț peste tot, eu pun numai ghiocei, ghiocei frumos. Da? Aici iarba asta care noi a curățat, ai pus la uscat. Aici livada deja. Soțul, uitați-vă ce frumoasă și livada. Deja a început soțul curățat pomii. Da? Încă nu ai curățat, că nu are atâta timp, nu ai curățat toate vârfurile, ajunge și la vârfuri, dar deja aranjată. Aici, eu cu mamica, am tăiat iarba care a fost deasupra, aici unde punem zmeura, da? Băieții, uitați-vă ce frumos! Deja e frumoasă livada, uitați-vă cum arată, frumos!
Da, aranjăm încă pe lângă fiecare pom, scoatem un pic pământ, așa unde punem, punem apă, udăm, așa. Și mai a rămas asta aici, trebuie scoate mici și curățăm încă partea asta, da? Și săpăm, dar săpăm, Doamne, e greu, că e pământ plin cu iarba asta, cum vă arăt iarba. Scoatem stâlbul asta. Oh, i-am venit așa toată săptămâna, săraca mama a chinuit, a săpat numai bucățica asta. Și eu de dimineață vă arăt ce am făcut eu. Așa, din dimineață numai atât am săpat, pentru că fiecare hârleț își dau afară și scot rădăcinile de iarbă. Foarte, foarte, uitați-vă ce. Toate rădăcini trebuie să fie scoase. Dacă nu scoatem acum, nu scăpăm de iarbă niciodată. Acum săpăm și facem așa căsită, scoatem toate rădăcini. Și acum frumos, uitați, frumos. Eu din bucățica asta, asta a treia găleată. A treia găleată. Dar asta e. Facem frumos. Și mămica săracă toată săptămâna, câte un pic, câte un pic, câte un pic, a făcut chiar ca lume, că e greu. E greu. Și ea e femeie în vârstă. E greu. Ah, sâmbătă. Da. Da, asta o suci, asta care mici noi, vine tractorul. Dăm afară asta și iarba dăm afară, dar acolo de la pomii cârligi mari tăiem și păstrăm. Așa mai făcut și facem.
eu bucățica asta, foarte puțin. Am scos din bucățica asta 6 găleți mari, numai rădăcini. Foarte greu. Jumate am săpat eu, jumate a venit mama, a ajutat mie și mamica a făcut aici bucățică de la stâlbul asta. Dar până la acolo foarte greu, pentru că nu săpăm așa. Dar săpăm, ați văzut, săpăm, curățăm, săpăm, curățăm. Asta foarte greu, dar productiv. Facem încet, dar facem ca lumea. Că dacă nu facem așa, nu scăpăm de iarba asta niciodată, niciodată. Încet, dar foarte bine și foarte frumos. Și acum toată bucata asta până la stâlbul avem usturoi. Da. Fata lui mama și ai usturoi. Mâncăm usturoi. Așa. Și uitați-vă ce pământ. E greu, foarte greu. Foarte greu. Dacă era pământ curat, fără iarba asta, deja zapată. Ai. Uitați-vă cât stoc mare lemne avem. Băiatul a tăiat. Haideți, cine aduce carne, lemne deja am. Facem grătar. Bună dimineața! Asta a doua zi a venit aici. Am fost la târg. Și vă arăt ce noi am cumpărat. Aici am cumpărat asta, afină. Aici asta, patru pămișori, asta zmeura, zmeura negru, zmeura dulce roșu, coacăză neagră, tot așa am cumpărat două pămișori negru și două pămișori așa ca struguri, așa roșu, așa crește ca struguri. Și am luat pomi. Am cumpărat prună așa mare ca persic și cu sâmburi mic. Dulce, cireș, două feluri de cireș, una galbenă, una negru, așa dulce și mare, persic, un persic și așa, am uitat încă, două cireș, un persic, prună și, Marian, ce noi ai cumpărat? Două cireș, prună, și caise, tot așa mare și bună. Asta noi am cumpărat încă o lapată, că suntem mulți și nu avem cu ce. Și începem. Un pic plouă așa, dar nu-i problema. Facem. Fiecare face lucru. Și mamica acolo. Spor la treaba mie și vouă, dacă tot așa ieșit la treaba și mai vorbim, mai întâlnim. Așa, ieri a fost plouă și nu v-a arătat ce n-am plătat cu soțul, că nu am unde pun camera, că mi-a fost milă de camera. Dar vă arăt când se face un pic timp bun. Astăzi am fost la servici și noi am venit la Leroy Merlin. Și vreau să cumpăr, ați văzut acolo, pomi mari și soțul vrea drujba, da? Drujba, vrea soțul drujba, vrea, eu vreau ceainic, vreau acolo ceainic, asta voi ziceți cana electrică, noi zicem ceainic electric. Da, călzesc apă, fac cafea acolo, pentru curățenie trebuie mie. Așa, și ce vroiam, Maria, noi? Încă ceva vroiam. Ce aia? Motocăsătoare, soțul zice. Și intrăm la Leroy și împreună facem piața. Haideți! Oh, floricei, uitați-vă, floricei. Orhidee, dar ce preț are orhidee? Oh, ce frumos orhidee. Dar e mici, foarte mici.
Dar frumos, uitați-vă ce frumos. Wow. Raiul meu. Soția a văzut pomii pe mișor, vișina, dar nu vreau, eu vreau vișina mai negru. A, aia vișina. Și ce preț? Așa vreau, ia stai. Așa vreau. Așa, și ce preț? Nu are niciun preț. Ce preț pomii are? Undeva îi scrie? 17 lei. 17 lei? Da. Dar noi la noi am cumpărat cu 10. Mai așteptăm. Oricum peste 2 săptămâni vine și căpșuna. Eu iau căpșuna. Așa. Wow, ce roșie. Vreau asta roșie. Wow. Asta se deja e pregătit pentru răsadă. Mhm. Și cât prețul? 18 lei. 8 fire, 18 lei. Da, am avut eu așa ceva. Bă, o inima foarte gustos asta. Oi, ce frumos. Dar tot așa 8 fire și 18, 19 lei. Da. Asta eu deja am de toate, și specla, și salată, am de toate. O, salar, și ce preț are salarul ăsta? 770, așa, mare, este mai mici. 890. Toate națiile. Maria, uite, e la plugul. Ce preț are? Nu ăsta care trebuie pentru mine? Ăsta 2915. Ăsta 2915. Wow! Uite, 1800 mai micuț. Și ajunge pentru asta, pentru noi? A? Nu știu dacă ajunge. Dar ce e acolo? 2 metri, da. 2 metri pătrați, Maria? 2000 de lei, ăsta. Nu. 2000 e ăla? Da. Ăla mai mare? Da. Dacă luăm o dată unul de asta, eu cred că a 2100. Da. Și ce brand? Zimbru. Da. Marian, un pământ. A, pământ. Vreau încă un pământ, un sac de pământ pentru răsada. A, uite. Motocoasă. Da. Și care este? Vreau, Marian, bună și ieftină. Nu știu, există așa ceva, dar noi nu avem teritoria mare, avem numai livada aia și atât. Oh, este și preț 630, 490, 850. Marian, dar uite aici. Aia e electrică. A, asta e electric, dar tu care vrei? Cu benzină, să nu stau cu firul. A, da. A, uite, cu este și mai mică. Prima. Electrică? Da. 250. Nu e. Și hai care? Hai, care tu ai hotărât? Care vrei tu? Dar nu acum, mai târziu, că noi nu avem acum iarnă. Și care ai hotărât tu? Asta e 3,800, nu? Cred că... Ăsta, cred că... Da, cred că... Da. Elan? Da. Ăsta e bun? Da. Și 490 de lei. Da. Și are garanție, are de toate? Da.
E bun el anu. Uite și la 500 și un dar pic mai. Dar nu e mare, nu e greu? Uite ce greu. Nu e? Aha. O, salar. Uitați-vă ce salar. Deocamdată nu am loc. Trebuie pregătesc terenul pentru solarul ăsta. Da. Grătari. Oameni buni, grătari ca lumea. Dar nu vreau pe gaz. Asta pe gaz. Nu, 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 nu pentru mine pe gaz. Gaz asta nu pentru mine. Și toată pe gaz? Da. Da, toată cu gaz. Nu. Numai lemne. Aha, pământ. A, drujba. Soțul deja e la drujba. Și? Și? Nu cred că așa. Care? Asta. Ui! Și cu ce preț? 400... Da? Da. Dacă aceeași. Asta aceeași? Că aici nu este preț. Eu cred că aceeași. E la în 2000, dar stai să vedem. E la în 2000. 1,7K capacitate, ăsta cât are? 2,2, 3K. Ok, aia. Mai bine 3K, da? Da. Și 490, bună? Aia bună? Da. Ajunge pentru că Marian avem pomi mari? Da, da, e bun. Și toate lemnele care avem, Marian trebuie să taie? Hai, să vedem cine vine la drujbe aici. Hai! Du-te și cheamă pe cineva. Ia ziceți, oameni buni, bună sau nu bună? Oricum, are garanție. Cred că are garanție. Oricum, trebuie 2 ani sau cât aici. Nu prea văd. Posibil 2 ani. Dar Bosch așa ceva sau a rămas numai nume, brand, dar calitatea aceeași, da? Hai să vedem ce ne recomand. Nu a fost, nu este cum a fost. O mașină a lucrat 20 de ani. Acum numai lucrează cât garanție și atât. Oh, tractorii. Asta care face gauri pentru pomi. Plugul. Da. Să-i cingeci sau serul însemnat la altul încă. Iară bun. Și asta cât are? Cât scai? 2,5. Doar că are de angaranție, astea au 3 ani. Și ce preț are asta? E... nu i-a răspund. $590. Și asta? Ce ziceți la asta? Nu e... trei cai. Asta nu prea și nimeni prea multe date despre el, că-s venit acum de curând și, sincer, cine le-a cumpărat, deocamdată n-a venit cu niciuna înapoi, dar... Dar aia cu trei cai nu mai puternică ca aia, Marian? Din punct de vedere tehnic, da.
Da. Din punct de vedere tehnic, da, e da. Mai puternică, dar am spus, din punct de vedere, noi le avem produsele astea venite de două luni de zile. Adică mă refer, în două luni de zile noi nu prea am putut să ne facem o idee, să vă zic, da, domnul, luați-o pe aia că e foarte bun. Pentru că nu am de unde să știu. Aha. Doar în momentul în care o să cumpere, nu știu, să zic, un 10% din clienți, să vină ulterior în magazin să spună, da, domne, merită să cumpere, e calitate și așa mai departe. Asta e? Ei care, aia care e bună? Care ne-a recomandat? Care? Ele care are? Ore. Și cât are la? Având în vedere că asta are garanție 3 ani. Adică puteți să trageți 3 ani de aia. Cealaltă are decât 2. Și tot ce e acolo are decât 2 ani garanție. Aha. Da. Și cât? De 40. 35 pani. Așa. Arată 37. 35 grosimea lemnul care ar putea să o penetreze, să-l taie. Și asta are 2 cai, da? Da, 2 cai. Și asta la altă? Atât e, 2 cai. 2 cai, și numai asta are 3, da? Are 2,5. 2,5. Și mai e asta cu 3, doar că am spus. Din punct de vedere tehnic și teoretic, e mai puternică. Care? Asta. Aha, 3, da? Da, da. Din punct de vedere tehnic și teoretic. Dar n-am văzut un pâine să zic, da, doamne, dacă pe aia căruca. Aha. E foarte bun. Dar asta a fost problema vreodată? Nu. Nu. Nu astea 3 luni de zile când o vindem noi? Nu. Da. Atunci, Marian, hai luăm aia care cu 3 cai, nu? Cai. Sau aia cu 2,5, dacă... Nu, dar aia tot așa are 3 ani de garanție, da? Nu, 2. 2 ani. 2. De cât cea sterului să are 3 ani garanție? Dar aia acolo, are 3 cai. Ani, dar... Are 2 cai. 2 cai. Dar nu-mi trebuie mie de 3 cai. Că nu trebuie? A, atunci hai luăm aia asta. Am cu 3. Decât uleiul de lanț, de amestec. Că am văzut că taie Marian lemn mare, pom mare. 35, nu-i lama 35-37 cm, nu? Da. Adică el taie grosimea de 35 cm. Atâta? Nu taie tu mai. Dacă aveți trunchi mare, trebuie să profesional. Atunci e asta care cu 3 garanție. 3 ani garanție. Pentru că nu bătăm decât uleiul de lanț și uleiul de amestec. Uh-huh. Adică uleiul de lanț. E cel de aici. Uh-huh. Ele au aici niște locuri în care se pune uleiul de lanț și uleiul de amestec. Uh-huh. Uleiul de amestec, noi-ul, adică cel de aici, se pune 20 de mililitri la un litru de benzină. Uh-huh. Cu seringa, nu? Nu, într-un bidon de un litru. Uh-huh. Se pune 20 de mililitri, deci vă uitați pe fund, cam 20 de mililitri. Faceți amestecul și îl băgați în compartimentul pentru tăie. A, păi aia e asta? Da. Aici aveți pentru amestec, da? Da. Deci se dă, se pune ulei aici, cu benzină. Ulei cu benzină, da. Rezervorul de benzină. Da, da. Și acolo e rezervorul pentru lanț. Cu lanț, exact. Și aici e rezervorul pentru lanț. Da? Aici puneți uleiul de lanț. Uh-huh. Adică da. cel de aici. Da? Uh-huh. Nu aveți cum să le greșiți. Cu ăsta scrie 2T pentru amestec. Uh-huh. Și cu ăsta scrie M-Power. O să vă scriu dacă vreți cu pixul pe el, cum, ca să știți. Da, lanț, da, mai bine. Mai bine așa. Mai ușor. Mai... Păi uitați, după aia avem lama de 40. Nu, asta e un monstru. Imediat vă spun. Asta știți dumneavoastră care ai de lanț, că ăsta e de amestec. Mai e doar un monstru. Capul ăsta la aici, așa cum puleți. Acolo de 2 cai, dacă nu aveți suprafață mare, adică e cea de aici. 700. Bineînțeles. Și mai mici, asta? Astea nu le-am pus tot, nu mai mai mici. Deocamdată așa. Trebuie că nu o vede. Nu! Păi ce, nu a crescut iarba de nu, la Marian, da, peste da? Două săptămâni vine, da? Veniți peste vreo două săptămâni, că
începem să ne alimentăm. Aha. Aveți și de astea. Uitați, tot de la ei. Da, tot de la ei bătuți. Sunt venite acum de curând. Da, știm. Și asta bună? A tot așa avem. Nu știți încă, da? Eu cu asta am lucrat, am vândut-o foarte bine, oamenii au fost foarte mulțumiți și asta am recomandat-o cu încredere. N-am avut niciun refuz de aia, n-am avut nicio problemă. Deci vă dați seama că o să vă recomand pasta la carte. Am înțeles. Deci, în ce mi-au spus clienții, domnule, merită bani și face treaba, exact. Dar asta ce e? Ce vrea în poartă? De ce e? Aia are un car putere. Ah. Și atâta poate. Am să se vezi mai mult atât. Adică... Și asta, Marian, cât costă aia? Asta, dar 1819. 1819? 7 cai. 200 de lei, Marian, între ele, diferența. Da, dar asta cât are? Cât asta? Cai? E tot o variantă la ala, de 7 cai. Da. Doar că ăsta e probat și știu sigur că mi-l recomand cu încredere. Înțelegeți? Acum depinde ce teren aveți, ce suprafață aveți. Dacă aveți suprafață mare... 800 și ceva de metri. Dar e livadă, nu e... Își face treaba fără problemă. În zimele. Nu mai bine, Marian, una de asta și nu stăm, nu stăm cu... Nu se compară mâna cu... Adică asta mai bine? Mai bine, foarte bine. Da, repede, da. Nu, hai, anul ăsta nu mai. Dumneavoastră nu faceți altceva decât să apăsați pe accelerat, deci să o conduceți. Adică e total lipsit să dai la lopata atâta. Nu, hai. Bine, dacă vreți să țineți pe domnul în condiție fizică bună. Da, mulțumesc frumos. Ia uite ce condiție. Uite, bătaie, nu? Un pământ pentru răsac. Un sac, eu cred că mi-a ajunge cam... Ăsta, da? Am așa pentru legume sau universalul. Tot așa merge, da? Da. Și universal cu ce preț? Ăla e 16 lei 9. Ah, dacă e bună și ăla. Și ăla? Da, stai așa. Legume? Astea pentru legume e 31,90. E ceva mai deosebit. 40 de litri. Nu mai pentru legume. Nu. Stai așa, și universal, de ce? Nu merge, Marian, nu merge și, uite, și universal. Ui, și asta, 50 de litri, universal. A, merge și asta și la legume. Mai bine asta, Marian. Și asta și așa, da. Dacă nu scriești? Ba da, că e dacă universal. Eu mai am unul care momentan nu l-am. Se numește pământ pentru sădire și mulțire. Aha. Cam ăla ar fi pentru plecarea plantei, adică să pune sămânța să se dezvolte. Eu momentan nu l-am. Aha. Ăsta universalul... Ăsta universal ce? Nu merge, Marian? E ok și ăsta. Încet. Marian. Ia și cu 3 lei și cu... 16 și 31 este diferența, Marian, ușor. Este diferența. Ia asta. Luați unul, doamne, 3. 1. Puteți? Nu, tu ai luat două. Domnul hotărât? Unul nu ajunge. Patru, nu două. Unul mi ajunge. Nu am atâta rasadă. Ajunge? Da. O sută de fire de roșii. Am văzut aia la cu... Am aia. Asta am. Așa am. Așa am acasă. E mult până pleacă planta. Da. Asta nu e mai calitate? Vreau ceva călit care să vă ține și pe dumneavoastră pentru încă 20 de ani. Așa vă garantez că am de... 41, 42 de lei. 40 de lei numai aia fără coadă. Da. Respectiva, dar e bună calitate, adică e tratată termic. Calitate. Da, am înțeles, da. Asta dacă o faceți treaba acum, primăvara asta, la primăvară... Fie, Marian, trei, dar una la luptă, nu-i da? De-aia v-am. Depinde ce vreți. Când mergem, ți-am zis, ai răbdare, mergem acum la Paște, în Chișinău, și acolo luăm nou-nouț, de la Bunelu. După asta e... Nu. Lasă.
Gata, n-ați cumpărat, ați cumpărat oricum, ați cumpărat drujba asta care e cu 3 ani de garanție. Noi ați cumpărat scara, asta scara, foarte bună, pământ, uleiuri pentru lanțic și pentru motor, nu știu ce, și niște chimie am luat, i-am luat Triumf, vreau să spală în bucătăria, așa, Triumf, și am luat foarte bună, nu știu, posibil există mai bună, dar ce am folosit e, nu fură asta. Asta de la piatra și petele de rugine. Așa, cârpile am luat, așa un set cârpim. Și ce mai noi am cumpărat? Și atât. Normal, și cafea. Cine a furat cafea? Unde cafeaua mea? Gata, a furat cineva cafea. Așa, și cu garanția am luat în total scara și mașina 905 și chimie 106. Asta piața mică, dar abia începem. Abia începem. Asta urgentă, piața, cumpărături urgentă, care trebuie acum neapărat.